CSM Ploiești are cel mai slab început de când a promovat în Liga Națională. Anul trecut, echipa reușise 3 puncte după primele 3 etape, iar în urmă cu 2 sezoane avea un punct după tot atâtea runde. În acest sezon, handbalistele Ploieștiului n-au nici măcar un egal după primele 3 meciuri oficiale. Asta chiar dacă în acest sezon CSM-ul a făcut câteva achiziții și au un antrenor cu experiență pe bancă. Gheorghe Covaciu se aștepta ca fetele să obțină primul succes în duelul cu HCM Roman, dar nu au reușit acest lucru și antrenorul a spus că acest început slab este cauzat de programul foarte greu, dar și de unele lipsuri din lot. Covaciu susține că are probleme din punct de vedere numeric, mai ales la linia de 9 metri. Totuși rămâne optimist și speră ca fetele să-și revină. Ele pot câștiga primul meci din noul sezon, etapa viitoare la HCM Râmnicu Vâlcea, formația antrenată de Dumitru Muș, fost principal la Ploiești. Pentru că după aceea, CSM Ploiești va avea parte de 2 adversare mai valoroase, CSM București și Dunărea Brăila.